Florin Giugelea din Bălești se teme pentru siguranța lui și a familiei sale. Un bărbat care declara în luna mai că i-a ucis mama îi amenință acum fratele. Familia Giugelea trăiește cu spaima în sân, chiar dacă s-a dovedit că altul a fost criminalul, iar prietenul lui voia să-l acopere. În 26 mai, mama mea și fratele meu au fost victime ale unei tentative de omor pe izlazul comunal Tălpășești. A fost reținut numitul Irinoiu Daniel pentru 24 de ore, după care a fost eliberat și a fost arestat celălalt colega lui, Bengeac Mihai. După ce a fost eliberat, din nou a agresat pe fratele meu, a alergat pe el cu un cuțit pe izlazul comunal, fapt care a determinat să vină în fugă spre locuința mea cerându-mi ajutor. De teama agresorului, Florin Giugelea a sunat la 112 și la fața locului a ajuns un echipaj de poliție de la Telești. Polițistul nu a luat nicio declarație scrisă la fața locului și mai mult decât atât, când a ajuns la sediul poliției, a întocmit un proces verbal pe numele apelantului că nu s-au confirmat cele sesizate. Am apelat pe numărul unic 112 la Târgu Jiu, a sosit un echipaj de poliție, a Poliția Rurală Telești și m-a apostrofat pe mine și mi-a atras atenția că nu se confirmă. Florin Giugelea a contestat procesul verbal pentru că nu știa de el, dar polițistul a scris că a refuzat să-l semneze. Mai mult, martor a fost pus tot un om al legii. După 20 de zile mă trezesc cu procesul verbal prin poștă acasă, având de față persoane civile. Atunci n-a pus de martor nicio persoană civilă, pentru că n-a fost întocmit la fața locului, a fost întocmit în altă parte, în secret. A pus de martor în procesul verbal pe colegul lui, polițist, la Poliția Locală Bălești. Scrie în procesul verbal că a refuzat să semneze procesul verbal, ceea ce este o minciună, că nu l-a întocmit la fața locului. Băleșteanul a făcut o sesizare și la Ministerul Administrației și Internelor, în urma căreia a început cercetarea penală a polițistului. Vă facem cunoscut faptul că a fost sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, competent cu efectuarea cercetărilor penale față de polițist sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Se arată în comunicatul comisarului șef al IJP Gorj, Viorel Salvador Caragea.